Locuințele sociale par a nu-i mai interesa pe deveni. Cel puțin așa reiese din faptul că din cele aproximativ 700 de dosare depuse, doar mai puțin de 100 au fost reactualizate în termenul cerut de Direcția de Asistență Socială de VAM. În cursul acestei luni, cei de la Direcția de Asistență Socială vor prioritiza aceste cereri de locuințe sociale și vor propune lista spre aprobarea Consiliului Local de VAM. La Direcția de Asistență Socială au fost depuse mai puțin de 100 de cereri pentru atribuire de locuință socială, dintr-un total de aproape 700 de dosare avute disponibile în baza noastră de date. Pe parcursul lunii noiembrie, DASDEVA va verifica aceste dosare, le va prioritiza, iar urmând ca în luna decembrie să le propună Consiliului Local DEVA în vederea aprobării. Direcția de Asistență Socială DEVA anunță și că dosarele care nu au fost actualizate nu vor fi incluse pe lista de priorități din 2021. De asemenea, solicitanții care nu mai doresc menținerea dosarului de locuință în evidențele Direcției de Asistență Socială sunt rugați să-și exprime opțiunea în scris pe adresa de e-mail dasdeva@primariadeva.ro.